Al doilea subiect pe care vreau să-l abordez este legat de acea promisiune că vom da teren pentru tineri. Vreau să fie limpede că și acest obiectiv se va materializa ca toate cele pe care le-am promis. Este în lucru la firma Blacklight tot ce presupune pregătirea terenurilor respective pentru dezmembrare, astfel încât în final să avem o hotărâre de Consiliu Local care să consfințească dezmembrarea în loturi de 300 de metri pătrați și apoi, desigur, să și putem organiza competiția, pentru că vom anunța public, primim solicitări, vom stabili niște criterii, de aceea am folosit cuvântul competiție, pentru că mă aștept să fie o cerere mare și atunci va trebui să folosim niște criterii pentru ierarhizare în competiția ce inevitabil va avea loc. Nu putem să dăm drumul la primirea de cereri până nu știm care este oferta din partea primăriei. Evident că trebuie să prezentăm concret care sunt terenurile, cum sunt dispuse, în ce zone ale orașului sunt dispuse și așa mai departe. Deci sunt astfel de lucruri. Vor ieși 50 de parcele. Deci într-o primă fază, din cele 100 de parcele pe care am promis că le vom oferi tinerilor, vom avea circa 50. Se lucrează, așa cum spuneam, acum la parcelare, la pregătirea dezmembrării și evident că noi nu avem niciun interes să decurgă lent acest proces. Noi vrem să decurgă cât mai rapid. Mă refer la procesul tehnic în care este implicată firma Blacklight, la măsurătorile respective și apoi imediat vom da drumul și la competiție, așa cum spuneam. Până la sfârșitul acestui an aș vrea să avem atribuirile făcute pentru cele 50 de parcele, exact. Așa ne propunem noi. Sperăm să nu intervină din nou tot felul de obstacole birocratice, pentru că, din păcate, în România ai mereu surprize cu tot felul de obstacole care nu sunt dependente de tine. Trebuie să găsești soluții pentru a le depăși și de regulă le poți depăși, numai că de cele mai multe ori cu un preț în timp foarte mare. Am fost frânați cu foarte multe lucruri datorită modului în care este așezată legislația, datorită facilitării de către legislație a apariției a tot felul de piedici. Sunt în patru locuri, majoritatea sunt acolo.